Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare despre energia feminină, energia masculină în această perioadă, în povestea sufletelor gemene, flăcărilor gemene, sufletelor perechi. Deci nu vorbim despre karmă. Dacă apare karma, este altă problemă, dar vorbim despre sufletele perechi, sufletele flăcările gemene. În timp ce am amestecat setul pentru energia masculină, am văzut patru de spade și luna, frica de emoții, hiperanaliza. Am mai văzut nebunul, dorința de a o lua de la zero. Ce mai văzut? Am văzut nebunul de două ori. Am văzut îndrăgostiții, importanța alegerilor în dragoste. Și vedem ce va mai apare. În timp ce am amestecat setul de cărți, am văzut regina de cupe, dorința de a împărtăși dragoste. A, și asul de cupe l-am văzut aici. Sau în energia generală. Nu mai știu. Undeva am văzut asul de cupe. În energia generală sau la energia masculină. La energia feminină am văzut regina de cupe, dorința de a vindeca, de a se vindeca, de a rămâne în dragoste necondiționată, de a împărtăși emoții. Și am văzut magicianul. Dar vedeți, știți că în aceste cărți este altfel, dorința de a manifesta în doi și, ia uite, mi-a rămas cremă, mi-a dat cu cremă și mi-a rămas, dorința de a împărtăși, de a manifesta ceva nou și marele preot. Dragii mei, când vorbim de suflete, flăcări, gemene, marele preot reprezintă credință și misiunea spirituală comună, colectivă. Vă rog din tot sufletul, nu vă închipuiți că flăcările gemene s-au întâlnit în aceste vremuri atât și atât de importante, de dramatice pentru planeta aceasta, doar ca să se căsătorească și să manifeste o viață comună de alte energiile karmice. Vă rog mult, ieșiți din această mentalitate. Cei care încă mai credeți că, vai, m-am întâlnit flacăra geamănă, sufletul pereche și vreau să ne căsătorim. Nu, asta e important. Nu contractul, pentru că voi sunteți în afara contractelor. Voi sunteți unul în celălalt. Și atunci nu aveți nevoie de contracte și nu aveți nevoie să manifestați posesivitatea contractelor, tipic saturniană. Saturn înseamnă contracte și uneori și religia, da? Pentru că știi, a, ești căsătorit, trebuie să faci într-un anume fel. Nu. Aici e vorba de libertate, de asumare, de credință la unison, de dragoste necondiționată. E vorba de lucruri mult mai complicate în sensul că sunt înalte. Nu sunt complicate decât pentru cei care stau în energiile karmice. Altfel, să mă întind ca lumea crema, altfel, sunt lucruri normale. Pentru că pentru acest lucru am venit, ne-am întrupat pe acest pământ. Acum, hai să vedem energia generală dintre sufletele perechi, flăcările gemene, nu karmice. Aș vrea din tot sufletul să faceți diferența. Energia generală în această perioadă. Cumva? Energia generală între sufletele perechi, flăcările... Uf! Gemene. Temptation. Relațiile karmice. Sunt la mijloc. Relațiile karmice. Posibil că vă atrage și într-un mod obsedant, obsesiv, din punct de vedere sexual. Există așa această atracție. Dar nu. Exact ce urmează să vorbesc eu peste o săptămână. Dar... aici este. Voi știți că este dragoste, dar posibil și unii și alții aveți de-a face cu o tentație. Poate să fie tentația banului, tentația falsei stabilități, tentația căsătoriei, v-am zis din prima, da? Dragii mei, nu pentru acest lucru ați venit. Când există dragoste, oamenii stau împreună fără contract. Dumnezeu este mai presus de biserică. Biserica este o instituție umană. Dumnezeu este energie, este forța care a generat acest univers. Și atunci noi, dacă suntem flăcările gemene, dacă suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să fim în acest sentiment de libertate, de asumare. Da, la mijloc, tentația, energiile karmice. Din acest motiv am văzut îndrăgostiții, alegeri, ce alegem? Energia karmică sau uniunea? Și uitați ce frumos e! Da, nu vreau să zic, pentru că e dreptul meu să nu zic. Vibrația o pregătește pentru anul care vine. La capătul setului de cărți sunt îndrăgostiții. Iar sunteți diferiți și puternici.
Unul e mai sensibil, altul este mai puternic, dar și leul acesta are o doză de sensibilitate în el și această femeie foarte sensibilă are o putere pe care doar acest leu eventual o vede și eventual colectivul cu care va lucra. Yin și Yang lovers. Da. Ia uite, regina de pământ pentru mine întotdeauna este soția. Soția din cauza aceasta se construiește greu, soția sau soțul, în sensul că, 4 de cupe, da, 9 de aer, energia pământeană, karmică. N-am nimic cu zona de pământ, eu nu vorbesc despre zodii de pământ, eu vorbesc despre energii pământene, aeriene, emoționale, da, de foc sau spirituale. Și atunci, o să las setul de cărți. Am acoperit căsuța cu minuni. Vedem dacă e nevoie. Nu, cred că o să trebuiască să pun. Hai să vedem. Energia masculină, da? E extraordinar, asul de cupe. Își dorește acest personaj să vină, da? Să înceapă o nouă lume, da? Eventual s-a trezit spiritual, Doamne ajută, da? Ia uite, lasă în urmă acea construcție plină de conflicte și vrea să vină înspre ce? Marele preot este finalul acestui an, creșterea sa spirituală, o nouă lume în care vine și oferă vindecare în cuplu, dragoste, emoții, implicare emoțională, vindecare. Ce simte? O dată, de două ori, de trei ori. Au fost blocaje, da? Dar vrea să rămână în picioare pentru dragostea vieții sale, da? Ce simte? Oho, 10 de spade, spânzuratul, hai încă o carte. Ah, ce frumos! Se trezește la realitate, simte această energie divină în el. Simte că are o misiune, altfel de misiune și aceasta se va manifesta doar alături de voi. Simte mare bucurie în preajma voastră, simte că iese din această stagnare, iese, se ridică din morți. Și ce este moartea spiritului? Moartea spiritului. Aș spune, dacă cineva a zis moartea rațiunii naște monștri, aș spune că moartea spirituală naște monștri. Coșmaruri. Cu spânzuratul casa 12 și 10 de spate. Trădări, coșmaruri. Dar acum vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Am văzut marele preot, da, spiritualitate, trezire spirituală. Da, există și atracție fizică între voi. Aia nu mai zicem. Dar pe aceea va trebui să o descoperiți că dincolo de fizic, ia uitați, este o inimă. Inima aici este în voi. Cum veți lucra unul cu celălalt? Hai să facem un paralel, da? Facem o dată așa, o dată așa. La capătul setului de cărți și de ia uite că tu vorbesc de relații karmice. Da, suferă în aceste relații și suferă eventual, dragii mei, și din cauza ego-ului. A fost cândva, da? Totul părea doar o aventură, doar o scânteie, doar o atracție fizică, da? Și asta făcea, atrăgea fizic multe persoane. Însă a întâlnit, să zic, atracția atracțiilor, da? Pe de o parte. Și pe de altă parte și-a trebuit să se învețe să se vindece de aceste adicții pentru sex, probabil, și pentru relații de scurtă durată sau relații fizice. Pentru că știu că v-a adus multă suferință. Acum, și ei suferă din cauza acestor energii karmice. Deja s-au săturat și de narcisiști și de oameni, nu doar narcisiști, și victime, da? Victime în viața lor. Nu mai vor să fie nici narcisiști, nici victime în viața lor. Vor să fie, ia uite, la capătul setului de cărți, 5 de spirale și 2 de monede, da? Regele de foc. Și voi aveți în preajmă această energie pământeană, energie karmică, dar aveți capacitatea prin artă să o transformați, să o transformați în altceva. Așteptați ca regele vostru, eventual, să aleagă să se implice, să se lupte. 5 de foc se luptă cu concurența. Hai să vedem. Energia feminină în această perioadă. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, 8 de pământ. Așteptați să se muncească. Emoțional, fizic, adică fizic, sexual, dar vreți și voi.
Da, e dreptul vostru. Așa, dar și să construiți un templu împreună, să construiți ceva durabil. Să vedem. Poate că unele vă concentrați pe munca și transformarea voastră până vine. Ia să vedem. 8 de foc, iar. 8 de foc. 6 de monede. Și Marele Preot, interesant, Soarele și Marele Preot. Și voi simțiți că... Oh, vai, cum se numește melodia aceea? Copilul, parcă, de Lucian Blaga. Simțiți că, iar, copilul din voi se trezește și în ei se trezește copilul și în voi se trezește copilul prin artă, că am văzut că faceți, sau prin puterea de a vă transforma, de a vă bucura de culoare de viață. Vă mențineți flacăra. Ce simțiți voi? Chiar dacă e distanță, simțiți că se vor echilibra lucrurile cu 6 de monede. Vreți să se echilibreze lucrurile. Poate și voi sunteți într-o relație karmică, într-o căsătorie și trebuie să vă faceți, să alegeți, să oferiți și acelei, deocamdată, acelei relații, că i-am zis, la mijloc, ei trebuie să se libereze de relația karmică, voi încă trebuie să echilibrați ceva. Cum oferiți, cum primiți. Între relația karmică, contractul, căsătoria, eventual, și 8 de bâte, pasiunea, eventual comunicarea la distanță, dar și transformarea, pentru că 8 înseamnă transformare. Oarecum și voi aveți, vă pregătiți de vibrația asta 5-6, sfârșit de an 2021-2022, care aduce transformare, vă aduce, simțiți, intuiți că e la nivel emoțional. Dar intuiți că ceva se naște în sufletul vostru. Posibil, oh, ce frumos mesajul, posibil simțiți nașterea acestui copil. Aici este un copil care iese din scoică, aici este un copil care se bucură de viață. Simțiți că bărbatul, copilul divin din bărbatul la care vă gândiți, sufletul pereche, flacăra, geamănă, nu relația karmică, se trezește, iese din această carapace și își regăsește lumina prin creativitate, prin dorința de a împărtăși, de a fi, da. Însă, iar ce simți? Simțiți această legătură ancestrală, da, de la facerea lumii, dar rădăcinile voastre sunt adânci, chiar dacă a trebuit să împărțiți în stânga, în dreapta, voi creșteți ca un pom. În acest moment, simt cu 6 de monede și cu Marele Preot, transformarea voastră, 8, din punct de vedere emoțional, că e ceea ce simțiți și pasional, că e semn de foc spiritual, simțiți că trebuie să împărtășiți lumii, parte din credința voastră, a voastră, doamnelor, sau energiilor feminine, și când va fi și a lor. Așa cum am spus mai devreme, sper că conștientizați, eu v-am spus adesea, eu știu cine vă mai spune și despre lucrurile astea, mai citiți, mai căutați, da? La capătul setului de cărți, 4 de cupe și voi ieșiți din ea, uite, asul de cupe, vreți, da? Nu, vă este dor, vreți să vă bucurați, simțiți că vine 6 de foc. Muza, voi sunteți muza lor, voi îi inspirați. Doamnelor, să renunțe la acest... Leul e energia masculină, îmi pare rău. Să renunțe la orgolii, la tendințele de control, da? Obsesive, agresive, eventual. Și vindecați, interesant că și aici este o femeie care stă pe acest măr, parcă îl vindecă, îl, nu știu, îl clocește ca să iasă altceva. Ce are, mă, ce are? Așa. Să iasă eventual din măr, din lumea aceasta terestră, putredă, pământeană, să iasă potențialul. Asul de cupe vă este dor, 4 de cupe, vă este dor de această dragoste, o simțiți că vine, că trebuie să vină, vă este dor. Uneori mai plângeți după ea. Hai să vedem ce simțiți, ce... Care sunt intențiile lor? O dată, de două ori.
niște iori. Ia uite, vor să vină să exprime. Atracție. Uf, intențiile 4 de cupe, 5 de cupe. Nu, ce frumos. Să-și găsească independența, să iasă din restricții, din relațiile, religiile era să zic, dar poate sunt și religii karmice restrictive, dar sunt și relații. Pentru mine, 4 de monede înseamnă relație karmică. Acea relație pătrățoasă, rigidă, în care ții la bani, ții la tine, ții la ce ai construit și ai ajuns să înțelegi la un moment dat că, de fapt, tot ținând de această construcție și reguli și tron anost, vă îndepărtați de lume și vă simțiți singuri în cuplu. Asta fac ei, e trezire. Da? Renunță, 10 de spade, renunță la această... Bănuiesc, eu așa simt, așa arată cărțile, da? Doamne ajută, să-i ajute Dumnezeu. Da? Să renunțe la acest stil. Doar bani sau doar relații cum au fost învățați, să se trezească cinci este schimbare și aici apare și trezirea, să intre în biserică, să-și deschidă sufletul către divinitate, să conștientizeze că de fapt acele legături în care stau, se simt singur acolo. Fac sacrificii degeaba, degeaba. Și aici este trezirea. Dacă voi sunteți aici independente, și mai fain, dacă sunteți voi singure, îi ajutați, îi inspirați. Dar poate că nu toate sunteți singure. Ideea este că își doresc soarele să vină către preîmpărăteasă, preîmpărăteasă fiind energia feminină, da? Masculină să vină către feminin. Interesant că și aici este mult galben. Încredere în misiunea voastră nouă este expansiune, casa nouă a spiritualității. Eventual și a distanțelor, călătorilor la distanță. Simțiți că trebuie să vină și ei. Dar vor să fie independenți. Da? Ce diferență? Intenția este să devină, să se schimbe înspre nou, de la 4 înspre 9. E frumos. La capăt, uite, magician, regina de spade. Să înțeleagă misterele. Marea preoteasă și magician. Să manifeste creștere spirituală, transformare, iată, transformare spirituală, iar să se detașeze de acest 8 de spade, probabil marcat din copilărie, posibil să fie și exul fosta, da? Fostul fosta care ține așa într-o legătură mentală sau programare, dar poate să fie programarea mentală din copilărie, 6 de cupe. În acest motiv, copilul divin se trezește la o nouă manifestare. Posibil a ținut în secret luptele, strădanile de a se abține în relație cu voi, de a se lupta pentru voi într-o formă sau alta. Dar vor să manifeste adevăr, regina de spade, victorie și transformarea aceasta. Să-și manifeste viața, destinul, misiunea spirituală. Iar voi, intențiile voastre sau femeilor, femininelor, energiilor feminine o dată, de două ori, de trei ori. Asul de spirală îl punem deoparte? A trebuit să-l punem deoparte. A venit, ia uite. Și magicianul, și voi vreți să manifestați acest început, aveți o idee, aveți sclipire pentru... Se menține, adică asta vreau să zic, se menține pasiunea, dorința. Dorința este vie, va fi veșnic vie. 6 de spade, am văzut și la ei 6 de spade, 3 de spirale, așteptați, și 3 de cupe. Dacă unele sunteți în acest triunghi, da, relația karmică și persoana, flacăra geamănă sau sufletul pereche, știți că trebuie să vă detașați 6 de spade de apele tulburi, de relația karmică. Și să aveți încredere, 3 de spade, uitați, este o figură spirituală asiatică. Poate să faceți yoga, să așteptați în meditație, să așteptați în speranță, 3 de bâte înseamnă speranță. Să vedeți, chiar dacă e la distanță, să vedeți că va fi, să simțiți, să anticipați că va fi bucurie. Și până una alta, vă bucurați și voi.
de prieteni, vă bucurați de viață, eventual poate aveți o idee creativă care vă ajută și vă menține aici, aici aș vrea să ajung. Astfel de spirale nu înseamnă musai, o nouă pasiune. Poate să fie. Poate să fie. Voi știți. Să fie o tentație, dacă sunteți singuri, să fie o tentație, o nouă pasiune și să îi veniți iar în trei. Dar. Eu simt că acest as de spirale reprezintă o idee care vă menține energia înaltă. Pentru unele dintre voi ar putea să fie chiar întâlnirea la distanță sau după ce vine acest personaj să vină înspre voi, deși n-am văzut încă. Vine. Da, e undeva și aici. Dorința de a lăsa în urmă programele, blocajele mentale și să vină. Da, să-și facă curaj. Da? Să-și facă curaj și să vină înspre voi. Perechea lor divină, Marele Preot și Marea Preoteasă. Da. Posibil pentru unele acest as de spirale, as de foc, să fie chiar pasiunea dintre voi doi. L-ați văzut la femei, la energia feminină era patru de cupe și asul de cupe. V-a fost dor de o dragoste adevărată. Poate că unele nu v-ați întâlnit de anul trecut, de acum nu știu cât timp. V-ați întâlnit de curând cu această flacără geamănă, cu acest suflet pereche. Și da, vă pune într-un triunghi prin relațiile lor, prin relațiile voastre. Că aveți doi de trei și Marele Preot, trei de cupe sunt Marele Preot. Dar. Vedeți unde sunteți, pentru că sunteți mai multe. Unele v-ați întâlnit de mai mult timp, altele de curând, de curând. Intenția este să. Să așteptați această bucurie, întâlnire cu sufletul perechi, să-i așteptați cu trei de spade. La capătul setului de cărți, valetul de spirale și cinci de pământ. Interesant, vedeți că și la voi apare. Oarecum vă ogliniți cinci de pământ și voi vă simțiți singuri fără acest valet as de spirale, fără pasiunea bărbatului vostru divin. Da? Eventual vreți să încheiați la moartea, transformarea, judecata. Descoperiți și voi, vă treziți și voi cu asul de spade și cu Marele Preot. Vreți să încheiați o relație cu un cavaler de foc, cu un bărbat care a fost aventurier, eu știu, în care v-ați simțit și voi singure? Valetul de spirale. Dacă ei au fost aventurieri și știți aventurieri, vreți să puneți capăt acestui stil. Chiar dacă asta înseamnă să fiți singure. Poate că a spus deja capăt. Și această separare i-a obligat, într-un fel sau altul, să se trezească, să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Această trădare poate să fie asupra lor, sau relația karmică asupra lor, sau ei asupra voastră, sau ei înșiși asupra lor, da? Hai să vedem acțiunile acestui bărbat divin. Uite mai acțiunile acestui bărbat divin. Odată, de două ori, de trei ori. Ia uite, stea vrea să vindece, să vină, să comunice. O, ce frumos! Să vă ofere daruri și să vindece situația. Doamne ajută, ce frumos ar fi. Speră. Stea înseamnă speranță, rugăciune. Eventual, ar fi frumos, poate unii dintre ei se simt inspirați către o nouă direcție. Ah, ce frumos! Asul de cupe! Șapte de cupe! Vor să colaboreze, vor să vă invite, da? Visează că veți merge împreună și vă va ghida cineva, eventual, înspre acea misiune spirituală, înspre ceva. Dintre toate opțiunile, vă aleg pe voi.
Vor să vă ofere dragostea, să o decupe. Vor să ofere dragostea. Visează, a visat foarte mult la această dragoste cu spânzuratul, da? Cât timp au fost singuri, ați fost singuri și voi, s-au simțit și ei singuri. Visează, au visat. Dar dintre toate opțiunile pe care au fost, dacă au fost aventurieri, vă aleg pe voi și vor să construiască catedrala aceea spirituală. Ia uite, valetul de cupe. Da? Să treacă peste blocaje, peste... Ia uite, aici este trezirea. Și păcăleala pe care, în care au trăit. Au trăit într-o... S-au păcălit, au crezut că dacă fac bani împreună cu soțul, cu soția, da? O să fie bine. S-au păcălit aici. Ia regina de monede. N-am nimic cu regina de monede, de citesc energia, da? Și aici este trezirea. Prea multe restricții. Tradiția, cultura, familia din care vin, doar cea pe care și-au făcut-o, da? Controlul, dorința de control, e o tentație, dorința banilor, e o tentație, dorința de a avea, nu știu, ultimul cuvânt sau de a face doar cum vor ei, e o tentație. Da, vor să treacă de aceste blocaje și au dat seama că aceștia și-au pus singuri, pe lângă blocajele care au fost, și-au mai pus și singuri blocaje prin această atitudine. Unii dintre ei, nu toți au fost așa, da? Și vor să vină să exprime eu. 7 și cu 2, 9 deja. Speranță, este luță, da? Vor să exprime parte din dragoste. Hai să vedem voi, doamnelor, ce faceți. Acțiune, doamnelor, energiei feminine. O dată, de două ori. Și de trei ori. Ce a ieșit în plus? 5 de cupe, asta vreți să spuneți? Că vă vindecați de regrete? 5 de cupe plânge. Dar, ce frumos în aceste ridicări, la 9 de cupe. Vă vindecați, dragii mei. Regina de cupe? Cine aici? Da, regina de cupe pe care am văzut-o. Vă detașați și voi. De ce nu vă priește? Vă vindecați. 9 de cupe. Începe să vă iubiți. În această dragoste, și cât a durat, eu nu fără, cât a durat să învățați să vă iubiți, da? De proiecții, să vă eliberați de proiecții. Să creșteți ca un ufăr. Faceți meditație, faceți dans. Hai să-l pun deoparte. Și nu mă decupe. N-am tăiat încă. Vai, ce frumos! Am zis că vă vindecați. Iau că apare temperanța. Poate vă vindecați de acest as de bâte, de ceva, vedeți, 9 de spade, aici apare 10, și eremitul. Da, vă vindecați. Vreți să înțelegeți cu eremitul, știți că acțiunile voastre sunt acestea. Nu mai acționați, rămâneți eventual cu sufletul deschis, cum e acest eremit, da? Cu sufletul deschis. Oferiți lumina pe care o căpătați prin credință, dar trebuie să vindecați, ca să rămâneți cu sufletul în lumină, trebuie să vindecați o suferință, temperanța, cu răbdare. Cu răbdare. Temperanța. Poate ați pierdut pe cineva, dragile mele, poate ați pierdut pe cineva sau ați simțit că i-ați pierdut pe ei și din cauza asta e un sentiment. Dar nu i-ați pierdut, că se pare că ei vin cu dragoste, asul de cupe. Asta vor să vă ofere, asul de cupe. Vindecare, dragoste. Încercați să înțelegeți suferința prin care ați trecut. Grijile pe care vi le faceți, de multe ori fără să aibă sens. E o tendință de a vă faceți mai mult, de a vă face mai multe griji decât e normal. 2 de spade, interesant.
10 de monede judecata, 10 de monede justiția și regele de oglinzi. În primul și în primul rând și voi trebuie să judecați, judecați un pic mai mult în legătură cu acest 10 de monede sau relațiile karmice. Ce înseamnă căsătorie, ce înseamnă familie, ce înseamnă stabilitate, judecați un pic mai mult. Și trebuie să faceți și voi diferența, că eremitul judecă, da? Gândește, analizează și trebuie să faceți diferența între justiția divină, echilibru divin, dreptatea divină, echilibru dintre două persoane, dragostea adevărată și acele energii karmice. Și voi aveți niște lucruri de învățat, nu doar ei. Nu vă vedeți tot timpul mai sus decât ei, pentru că odată pică unul, odată altul, da? Până vă echilibrați, până intrați în echilibru, justiția, da? Eventual, și voi știți că trebuie să analizați eremitul și să alegeți. Doi de spade, doi de monede, de bâte, pardon. Și să alegeți între relația karmică, între acest suflet pereche, pentru că îndrăgostiți înseamnă și alegere. Da? Și voi aveți de vindecat niște lucruri. Eventual, distanța, interesant, 8 de bâte, 6 de spade și temperanța. Distanța dintre voi, eventual, vă învață să fiți mai temperate, să aveți răbdare, să nu vă mai faceți griji. Ia, vedeți cărțile? Hai că se vede, da? Uite, să nu vă mai faceți griji. Să vindecați această stare de regrete, de dor, de doliu emoțional, în ce sens? Că nu o să mă întâlnesc niciodată flacăra geamă în sufletul pereche. Păi dacă stați așa, nu. Da? 9 de spade. Posibil unele dintre voi știți că trebuie să mai aveți răbdare, dar ați obosit să aveți răbdare. Ați obosit să aveți răbdare. Eremitul. Dar aveți și voi de luat niște decizii. Ați așteptat și voi foarte mult. Ați așteptat. Da? Asta e. Acum trebuie să vină acest personaj și să ofere. Hai să vedem ce reușește să facă. Am zis acțiuni și totuși, ce reușesc să facă? O dată. Uf! De două ori. De trei ori. Da. Ar vrea să-i învace? Ce reușesc să facă totuși? În această perioadă. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar unii încă nu se pot despărți de relația karmică. Ori să vină, ori să ofere, ori să încerce să-și ceară scuze. Manifestă, să zic, speranță, undeva, speranță. Dar există această obsesie pentru bani, pentru familie, pentru tradiție. Își doresc să se bucure de voi, cu voi. Dar încă n-au vindecat, vor să vină, vor veni, dar încă sunt legați în paralel, legătura aceea karmică, foarte profundă, nu degeaba a apărut, da? Dragoste, karma, divin și negativ, să zicem. Păcat. Da? Vor să se bucure de voi, vor să vină să vă cucerească, să vă bucurați, dar încă să negați de energia karmică. Posibil că și voi, ia să vedem. Voi ce reușiți să faceți? Odată.
de două ori. Sunteți dezamăgite femeilor, împărăteselor, femeilor divine, sunteți dezamăgite, da? Împărăteasa și trei de spade. Dar, conectați-vă la nu doar la divinitate, la natură. Doar prin natură vă puteți vindeca. Ia să vedem. Spânzuratul. Opt de spade. Ia uite și voi sunteți. Și voi aveți de vindecat. Valetul de cupe, opt de spade, că îl regăsim și la ei. Opt de cupe merge înspre regina de cupe, da? Aici este. Sunteți și voi legate încă de niște programe, fără supărare. Sunteți și voi legate. Deci regina de împărăteasa încă mai are niște lecții de învățat și niște răni, traume emoționale de vindecat. Poate să fie acest triou sau quartet, da? Și totuși, la capătul setului de cărți, aveți un as de monede. Puteți să începeți ceva, să manifestați ceva, tocmai ca să vă dovediți, sau mai bine zis, să schimbați energia aceasta, să ieșiți din acest blocaj, această legătură, să manifestați iertare, victorie și un nou proiect, ceva nou. Trebuie să vă implicați în ceva nou, practic, creativ. Să vedeți soarele din spatele acestei stânci și să fie stânca deja un motiv de contemplare. Interesant cum vine mesajul. Un motiv de contemplare. Dacă n-ar fi fost stânca, ați fi fost orbiți de soare, de lumină. Așa, stânca în sine, proiectul sau ce se va naște de acum încolo, vă dă șansa să echilibrați două energii. Și pe de altă parte, voi trebuie să creșteți în continuare Gaia și asul de monede. Trebuie să începeți un proiect practic, strălucitor, deosebit, da? În care să creșteți. Ca, v-am zis, odată crescând voi într-o anumită vibrație, să-i atrage și pe ei. Că uitați, soarele este atras de preîmpărăteasă. Chiar dacă o perioadă va fi un trei de monede, da, este dorința de a colabora, poate. Pe de altă parte, își doresc să vină cu dragoste, dați în urmă cu dragoste spre voi, dar știu că deocamdată e un vis care se va împlini cândva. Dar nu știu, deocamdată vor să facă un pas înspre voi și să se dezlege încet, încet de cealaltă persoană. Dar fără supărare și voi aveți aici niște blocaje. Spânzuratul, da, și 8 de spade. Pe care trebuie să le vindecați. Valetul de cupe. Așteptați eventual atâtea așteptări pentru scuze, pentru exprimarea emoțională. Nu mai așteptați. Aici e blocajul vostru. Că e împreună cu altă persoană. Că e față de acest personaj variază. Da? Valetul de cupe. A apărut și la el. Și la el, da? Doritor să exprime emoții. Nu mai așteptați atâta să exprime emoțiile. Detașați-vă de lucrurile astea. De aceste așteptări. Aici e un blocaj care vă ține legate. Da? Detașați-vă de chestia asta și manifestați regina de cupe, dragoste necondiționată și implicați-vă asul de monede, da? În victorii, în creșterea voastră spirituală. Da? Deci aici e o lecție pe care trebuie să o învățați. Este și tentația voastră. Mi-am greșit, nu știu ce, nu știu cum. Nu. V-am zis, nu suntem în relații karmice aici. Sunt relații suflete perechi, relații cu flăcările gemene și atunci ne declanșează, ne atinge puncte slabe, puncte sensibile pe care noi trebuie să le vindecăm și ei la fel. Hai să vedem, așa pe scurt,
Și ați văzut că și ei au blocajele lor față de voi sau față de vindecare, față de credință. Și ei au blocajele lor. Am zis, aici suntem, încercăm să fim în dragoste necondiționată, într-o relație spirituală, aici e tentația. Să tratăm, sau, da, să tratăm, vorbesc și eu, da, mai inclus și eu, să tratăm relația sufletelor pereche și flăcărilor gemene de ca și când ar fi relație karmică. Nu, e o greșeală. Hai să vedem, dragii mei. Am văzut faetonul, dorința de a merge împreună, de a fi împreună, energia sexuală. Că tot e tentație. O dată, de două ori, de trei ori. Ce simte el? Eu, împăratul, s-a tot abținut. Știu că s-a abținut, că vrea să aibă control. Da, ce simte el? 8 de cupe. 4 de cupe. Ah, 3 de cupe. Da, sunteți o tentație pentru ei. Dar sunteți acea, nu doar o tentație, sunteți... provocatoare, mai bine zis, nu tentație, am greșit eu cuvântul. Provocatoare. Îi provocați cu regina de bâte, îi instigați, îi atrageți din punct de vedere sexual și doresc să aibă uniune cu voi, doresc să se bucure de corpul vostru și eventual, fiți atente, dacă veți fi împreună, doresc să aibă și un copil cu voi. Știți, copiii dintre flăcările gemene și sufletele perechi, această generație au niște misiuni și mai și decât părinții, dar să vedem ce mai fi pe pământ. În fine, deocamdată 8 de cupe. Am senzația că îi resping deja din punct de vedere sexual energiile karmice. 8 de cupe, așa. Asta îmi transmite. Resping energiile karmice din punct de vedere sexual sau probabil că mai au așa din când în când ceva. Da? Încă se mai uită din când în când la trecut, dar pentru că sunt foarte atrași de voi și intimidați de energia voastră. Intimidați într-o anumită formă, nu neapărat că îi speriați, că cine știe, nu, e altceva. Energiile sunt altfel, profunde, intense, nu neapărat că îi speriați sau că cine știe ce femei dominatoare sunteți, nu, pot să fie karmicele sau karmice dominatori, da? Nu e vorba de asta. Că intimidați, că cine știe ce... Nu, e vorba de energii profunde și acestea sperie la un moment dat. Și atrag, dar și sperie. Însă, își doresc, interesant, transformarea și să transformați de la 4, de la pierderea unor oportunități la un moment dat, să transformați în bucurie. Ideea este că și voi intenționați să vă bucurați de ei cu 3 de cupe, da? Ia uite, interesant, au 10 de spade aici. Da? S-au săturat să se mintă. Deci în relația cealaltă își dau seama că s-au mințit. Vă doresc pe voi preîmpărăteselor, iau de 9 de monede. Față de voi o multă pasiune, vă adoră, se simt legații, legătura aceea, dar nu e karmică. Simt că sunteți parte din ei. Hai să vedem, doamnelor. O dată. Uf, de două ori. De trei ori. Ia uite și voi doi de cupe, simțiți că e altceva, că sunt suflete perechi. Da? Simțiți că veți face dragoste, nu vă vor trata ca pe un obiect sexual. Vai, steaua! Regele de cupe! Și 5 de spade! Dați-mi voie să nu uit. Vă separați turnul. Și voi vă separați de niște de regele de monede. Poate soțul vostru are și el o aventură și apar discuțiile. Poate pentru unele dintre voi. Poate. Apar intrigile, aveți niște discuții acasă, da? Dar față de ei... Simțiți că, da, voi intuiți poate mai mult decât ei. Ei acum încep să se trezească cu soarele și cu steaua, da?
sunt obsedați de voi, dar le este și teamă cum să manifeste această dragoste, această vindecare. Eu teamă cum, nu găsesc soluții, dar din punct de vedere sexual știți că vă veți vindeca unul pe celălalt. Știți că sunteți predestinați să fiți împreună dragoste profundă. Ia uite, regele de cupe. Simțiți că între voi doi nu ar să fie conflicte. Care, cum face, care, cum, ce spune. Nu vor fi nici cuvinte grele. Nici nu vor fi gesturi bruște. Nu vor fi chestii tandre. Da? Energii profunde, vindecătoare. Chiar dacă vorbim de sexualitate, da? Chiar dacă vorbim de sexualitate. Știți că voi puteți să le vindecați. Și ce frumos, uitați, nu vedeți? Voi puteți vindeca sufletul lor și ei vă pot vindeca sufletul vostru. Unul și altul puteți să fiți vulnerabili în fața celuilalt. Fără conflicte. Conflictele au fost în celelalte relații. Ceilalți v-au dorit, da? Cu tot din adinsul. Aici nu mai e dorință. Este, cum să zic, la unison. Sunteți la unison. Și vreți să lăsați și voi în spate și împăratul și marele preot și... Da, vreți. Dar ce reușiți să faceți împreună? Ia să vedem o dată. De două ori. Trei ori. Patru de bute, flăcările gemene, da? Doamne ajută să vă bucurați unul de celălalt. Să vă găsiți stabilitate. Ia să vedem ce reușiți să faceți. Trei de monede. Cinci de monede. Of, patru. Veți fi împreună, vă veți bucura de momente frumoase, că, dar... Da. Veți fi împreună, asta e clar, cu trei de monede. Veți încerca să lucrați relația. Pentru că sunteți foarte prețioși unul pentru celălalt. Veți comunica eventual într-un fel romantic care vă scoate din, mai bine zis, vă transformă. Nu știu, veți reuși să, nu știu cum să explic, să vă rețineți un pic pasiunea cu puterea și cu șapte de bute și cea mai văzut top de spade. Vă veți reține un pic pasiunea pentru că știți că este ceva de transformat. În primul rând, în celelalte relații și unul și celălalt sunteți plictisiți, patru de monede, da? Știți că acolo lucrurile trebuie transformate, încheiate, da? Și până se încheie, până se manifestă acea moartea relațiilor karmice și transformare, da? Și uniunea voastră, trei de cupe, da? Steaua, regele de cupe. Veți găsi modalități romantice de vindecare a senzației de abandon și de construcție a acestei relații. Foarte, foarte special. Interesant este, imaginea este în bucătărie. Da, dacă faceți dragoste la bucătărie, e altceva. Dar alchimizați ceva. Da? Această relație începe să se transforme încet, încet, din punct de vedere intim. Veți avea o reușită. Ia uite, justiția. Se schimbă lucrurile. Încep să se îndrepte lucrurile, da? Încep să se îndrepte. Se schimbă energia dintre voi. Încep să se îndrepte lucrurile, da? Faptul că energiile karmice încep să fie puse la locul lor și să vă depărtați de persoanele, da? Și ei și voi, care v-au ținut în vibrația lor sexuală, care e atât de puternică și de importantă și v-au ținut separați. Energiile lor sexuale, lor, a karmicilor, v-au ținut separați. Și atunci, cum puteți să fiți voi să ajungeți la acest stadiu, trei de cupe, regele de cupe, steaua, n-aveți cum din prima. Trebuie să faceți curățenii și transformări intense din punct de vedere sexual ca să vă puteți bucura de acest cuplu. Și atunci separări, da? Separări din punct de vedere sexual ca să opta sexualității, da? Știți că această construcție se face încet, cu răbdare, dar aveți la îndemână romantismul, dragostea, muzica. Muzica, cred că e foarte importantă pentru voi.
Pentru că e vibrație și vibrația aceasta ajută să vindecați multe traume. Da. În principiu, e frumos. Dar trei de monede sugerează, apare de două ori, sugerează că se va construi, începe să construiești ceva, ceva. Dar cu răbdare. Cu răbdare pentru că încă aveți unul și celălalt multe lucruri de vindecat, de încheiat, de îndreptat și de schimbat. Da, sunt cuvinte care pot să semene, dar sunt diferite. Cam atât o cam dată. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și cât mai curând să vă bucurați de sufletul vostru pereche, de flacăra voastră, flacăra voastră geamănă. Numai bine, sărbători fericite, pa, pa!